Flaviu și tine am avut o discuție cu Video UF. Bine, și acum după întâlnirea asta, îi mai dai exclusivitate Izei? Da, o să-i dau. Flaviu, când? Acum, dacă... Acum? Da. Nu văd. Mă duc să-i dau. Nu văd. Mă duc să-i dau. Iza! Iza e șocată! Deci după ce ai auzit toate astea... Îmi pare rău, n-am vrut să-l provoc, dar a fost decizia lui. A fost o seară frumoasă, într-adevăr, dar nu e ceea ce caut, Flaviu. Dar ce cauți tu? Caut un bărbat matur, un bărbat care să am o atracție, într-adevăr, față de el, dar și să aibă grijă de mine în același timp. Deci doar, nu să fiu doar eu pentru el, să fie și el pentru mine. Eh, că să vedem. Dar a fost o experiență frumoasă și felicitări, iau așa cum sunt. Că v-ați simțit bine, ne-am da, simțit și noi bine. Distrat. Da, și noi. Da, gata, Flaviu? Da, am pus. Felicitări, Iza! Dar Tina s-a simțit folosită după ce Flaviu a ales-o iar pe Iza. Pe mine nu mă interesează, dar eu ca femeie nu-i prea ok, știi? E tocmai că... Și după, adică eu mă duc, râd cu tine și după aia îi dau exclusivitate la altcineva. E ca și cum același lucru că m-ai văzut ca pe un obiect sexual, iar. E tocmai că de-aia nici n-am făcut nimic. Ca dar să nu te simți nimic, cumva. Nu, chiar n-am făcut nimic, dar eu mă refer la de-aia faptul făcut, că, ca să nu te că simți ea mai pus tu într-o lumină proastă și... Păi tocmai că nu te-am pus, asta zice că și Olivia, zis că-s dezamăgită de tine. Tu ai pus exclusivitate după ce noi am râs și ne-am simțit bine. Tu ai căzut nașpa, nu eu. Greu tu ai căzut nașpa, nu greu eu, sorry. Poți să dai în cap, că chiar trebuie să-ți dai în cap. Nu vrea nimic, crede-mă. În partea mea, dacă nici cu mine l-au vrut acum, pe bune. Nu, dar nu e, își dă nu peste e okay. Cap. Dar i-am și zis la doamna Diana, eu nu am nevoie de un om de ăsta, eu am nevoie de un om care știe ce vrea de la viață. Nu un om care râde, se distrează și după aia, păi dau exclusivitate la nu știu cine. Ha! Nu așa e, Vania? Varză toți. Stau și zrâd și tu de ce ești supărat? Nu sunt. Ba da, ești. Cum, eu nu te cunosc deja? Ba, ești, crede-mă. Ești supărat că Iza ești mâine ești supărat pe degeaba, crede-mă. E supărat pe Flaviu acum. Nu? Da, Cipriane. Dai seama. Te-ai supărat pe Flaviu? Mi-ai supărat pe situație. Eu pe Flaviu, dar ce? Nu, pentru că nu o să ajungă unde își dorește și... Da, ai fi vrut să petrești tu mai mult timp cu ea, nu? Da, în ultimele două zile. Mi-am dat seama. Exact. Dar m-a pus pe mine într-o situație nașpa, știi? Și tot râdea ca un, să nu zic, prost. Și după aia doi exclusivitate la Iza. Păi tu ce fel de bărbat ești? De ce zi, o prostituată sau care e problema? Nu trebuia să permiți și tu chestia asta, Sanca. Dar pentru că și el nu mi-a dat de înțeles că vrea. Este că s-a folosit de moment. Este că s-a folosit de mine, da, și așa s-a folosit și de Olivia acum. Da, dar poate Iza vrea să facă cuplu cu el și să schimbă situația. Ba, până la urmă nu-i problema nimănui, e problema mea. Păi ce nu, vreau da, să fac. Fiți dar nu e problema voastră, nu faci. Pare rău, dar ce supărare că mi-a dat mie exclusivitate. Ce ai supărat toată casa, Flaviu, pe exclusivitate. Da. S-a luat de mine și X și Y. Da. Păi, nu se face așa. Și nu le faci față? Nu mai fac nici față, nici spate, nu mai pot, gata. Mai avem două zile și plecăm acasă. Auzi aici, mă, copile. Că tu ești un copil, de fapt. Eu mă duc cu tine la Video Off, da? Facem glume, glumim, ți-o înțelegi și altceva, pentru că tu, când îmi spune Diana întrebări, te roșești la față și te dai de gol. Înțelegi? Și asta nu a fost frumos. De ce mă dau de gol? Cum niște chestii care, gen, tu vrei să dai curs la niște discuții care, de fapt, nu a fost nimic de acolo, înțelegi? A fost un masaj, m-am simțit rău și cam atât. Păi da, dar și palma aia peste fund, poate nu trebuia să o dai și după aia să mă pui pe mine într-o lumină proastă, în live, și să dai exclusivitate la fata trebui, asta. Tu ar trebui să apreciezi că eu am fost foarte gentil cu tine, că se da? Putea întâmpla multe acolo. Eu prea mult, înțelegi? Păi nu, pe asta zic că se putea să se întâmple multe lucruri, dar eu n-am vrut să te-ai folosit de mine acum, înțelegi? Asta păi nu, dacă făceam ce vrei, tot mă foloseam de tine, înțelegi? Cum ar fi? Tu știi prea ce vroiam eu? Spune ce vroiam eu, hai să aud. Tu chiar vrei să ne certăm? Chiar vrei să mă provoci? Mă enervezi acum, acum adică spui tu mie ce vroiam eu, ce așa e, că fac sens cu tine, atât de rău e să accepti că nu te vrea un băiat, așa urât te manifesti? Mă, omule, încearcă să înțelegi că eu am fost destul de... Că tu vrei să faci cupul cu fata asta, am fost destul de elegant cu tine în fiecare zi, dar mi se pare că deja insisti și cred că vrei să... Tu ce vrei, să mă cer cu tine? Eu nu, eu am încercat să te scot bine de fiecare dată, înțelegi? Păi eu mă roșesc mereu, că așa, așa sunt eu. La femeie, și ce ne-am dat tricoul jos? Am zis ceva de... Eu cred că am fost destul de elegant, eu așa zic. Nu încearcă să vezi tu lucrurile cum sunt. Te înțelegi că dacă eram vreun de la, te făceam praf, puteam să fac chestia asta.
Băi, dar încercați să acceptați odată realitatea, trebuie frate. Nu mai fiți mai ancorați în realitate. Nu mai furați curent, mă, mâncava-și gura cine voastră. Cine fură curent gura ta? Păi n-am, nu sunteți ancorate în realitate. Care nici tu, nici ta, ea. Adică voi, eu nu știu... Tu faci pe amândoi să umble după tine și te crezi de și șapte. Și vina mea? Da, de tu ce? Dai curs lor, tu ce? Dai curs lor, cu ce faci? Tu cu vina așa, mea, așa, așa, și ce fac eu așa, așa? Dar vrei și tu, Tina, ai venit cu gol, ce vrei să faci mai mult de atât? Tu ești de vină, punct. Tina, ai venit tu cu, ești de vină că tu le dai curs la amândoi. De ce? Îți de vină de ce? Nu are mă nimeni. Dar de înțeles doar că vrei ceva cu ei, dar nu vrei nimic cu ei. Nu, Tina, eu n-am dat de înțeles, eu n-am nicio vină. Bai, dar eu am spus foarte clar. Apărarea că eu vorbesc cu ea, nu te băga în treburile femeilor. Nu te băga în treburile femeilor. Are legătură și cu mine. Nu te băga în treburile femeilor. Că nu ești bărbat, nu ești femeie. Eu sunt subiectul dintre ele. Fii atent, mă, Iza, ai pune pe ăștia doi la fundul ei și ea zice că n-are nicio vină. Ea n-are nicio vină și ură la mine. Dar ți-am zis că așa o să realitatea. Ce să accept? Că mie nu-mi place de Flaviu, tu. Eu am vrut să văd care-i treaba atunci. Eu n-am nicio treabă cu Flaviu, nu-i bărbatul care-l caută. Și nu înțelege femeia asta. Cum ți-am se zis convine că e o șmecheră, cum v-am mai spus. Și am zis că nu mai comentez și iar comentez. Auzi, dar mai știi ce ți-am zis? E o șmecheră și o pasivă femeia asta. Ce o zis Alana, e adevărat. Bate cinciu, că e adevărat. Zi tu dacă nu-i fraier, Flaviu. Cum? Zi tu dacă nu-i fraier. Ce fraier, e un fraier. Punct. Deci, păi, deci o să râdă lumea de el. Ia uite că am aflat astăzi niște discuții care, de fapt, ieri v-ați reținut, da? Să le dați pe față. Ce spuneai tu acolo, Flaviu? Că a vrut ea ce n-ai vrut tu? Ideea că eu de fiecare, la video off? De fiecare dată eu în privința tine, eu am încercat mereu să fiu... Nu, vorbim de video off. Eu am să ajung și la ce video. Declarații chiar s-a făcut. La video off au fost niște, am păstrat niște limite cu decență, să zic așa. Tu le-ai păstrat? Da. Eu le-am păstrat. Tu insinuezi acum că Tina și-ar fi dorit mai mult de atât. Mai mult de un masaj. Da, probabil ce? Și-ar fi dorit mai mult. A încercat să se apropie cât mai mult, a încercat să mă sărute, a încercat mai multe lucruri. Și eu am încercat să fiu un pic decent și nu am vrut să-i fac jocul, să zic așa. Și am glumit și am încercat să fie o atmosferă plăcută, să ne simțim bine. Nu cumva ca, nu știu, vreunul dintre noi să iasă de acolo supărat, dar se pare că ea nu, pur și simplu cred că așa este, ea nu acceptă când cineva sau când lucrurile nu sunt cum vrea ea, ea nu, pur și simplu nu acceptă. Înainte sau după masaj s-au întâmplat ce mereu zici? Mereu s-au întâmplat lucruri pe care ea nu le acceptă. Și din cauza asta este, ai o replică? Este și răutăcioasă, după cum ați văzut și ce lucruri spune. Și asta este doar un, nu știu, o frustrare din partea ei, să zic așa. Aolea. Ce, nu-i așa? Sau ce? Mă întrebi pe mine? Da, dar o femeie care se oferă unui bărbat poate să fie lovită în orgoliu. Tu asta faci acum? Păi tocmai că asta am încercat să nu fie lovită în orgoliu. Pur și simplu am încercat păi să... Păi asta faci acum? Noi am venit aici păi la grădiniță sau am venit să cucerim pe cineva? Îi răspund la ceea ce a spus pe material. Cu cineva unde am venit? Tu ai venit la grădiniță sau... Păi nu, eu am venit... Ce ți se pare rău în a săruta un om sau a da un pupic union? Cum vrei să mă apropii? Așa dacă rău? Îmi place de el. Păi da, n-am zis că e rău, am zis că nu e, adică nu cu mine. Simplu. Eu am venit aici pentru altceva. Mie îmi place de altă fată și... Am zis că ești genul meu de bărbat. Am zis de el. Gata. A fost de fani, nu? Da, a fost drag de el, așa ca persoană. Am fost genul tău de bărbat 5 săptămâni și de ieri nu mai sunt genul tău, că n-au ieșit lucrurile cum ai vrut tu. Am zis că m-ai atras, n-am zis că ești genul meu. Ah, okay. Înțelegi? Uh-huh. Eu trebuie să-mi dau seama de anumite lucruri. Dacă ați încercat să vă sărutați sau să-l săruți, deci totuși există simpatie din partea tine către tine. 100%. Nu e reciproc. Înțeles, Doamne, nu... Păi înțelege și nu mai mă fă pe acolo prin materiale, că sunt nu știu cum. Pur și simplu nu vreau. Înțeles, ce nu înțelegi? Eu nu mai vreau să comentez. Simplu. Ok, atunci... Eu chiar nu sunt supărat. Eu tu ești supărată pe parcursul lui și pe atitudinea pe care o are continuu față de Iza? Da, pentru că am fost pusă eu într-o lumină mai proastă, dar nu sunt supărată că el m-a refuzat. Deloc nu sunt supărată, pentru te că pui Dumnezeu singură, știe nu ce mi-oferă. Pusă. Dumnezeu nu mi-oferă ceva întâmplător. Păi atunci, dacă n-a făcut pași către tine, nu te-a pus într-o lumină proastă. Păi... Asta zic, te pui singură prin ceea ce păi faci. Păi te-a pus. Strat la video, la asta m-am referit. Cum? Și după aia, nu, tu ai făcut eu zic că m-am purtat necaz, foarte bine acolo la video. Și după aia ai zis, dau exclusivitate la Iza. Pentru mine mi s-a părut chestia aia că e un pic foarte... Ai vrut tu această exclusivitate? Nu neapărat, dar putea și el să mai stea un pic, nu direct, da, îi dau exclusivitate la Iza, ca și cum eu am fost nimeni. Era altfel de situație, dacă nu mai e secundă, era altă.
altă situație în cazul în care Flaviu îți dădea video. Dat ca să te atac pe tine. Dar tu i-ai dat video lui. Deci n-ai de ce să fii supărată. E ca și cum ți-am dat eu ție video și prea m-am dus să-i dau ei, înțelegi? El a fost liniar de la început și până la sfârșit. Da, practic, el și-a ținut da, și eu drumul. L-am admirat, i-am și spus odată că îmi place stilul lui. Păi atunci nu aveți motive de supărare. Și eu te apreciez de fiecare dată. Stai să terminăm noi și mă întreb. Olivia? Te apreciez de fiecare dată pentru ceea ce faci și așa și că ești o fată frumoasă, atrăgătoare, dar... Am înțeles, Flaviu. Da, am și eu o întrebare la Flaviu și aș vrea să fie sincer. Mereu 100%. Da, da? Mie la mine sunt. Dacă acest video ar fi avut loc în afara casei și nu exista Iza, cum ai fi reacționat? Dacă ar fi existat în afara casei, probabil toată situația era în afara casei și atunci poate era altă și situație. Cum ai fi procedat? Asta zic. Te-ai fi sărutat atunci sau poate nu mai exista Iza, nu mai exista am zis, am spus deja, nu exista păi, Iza și erai în afara adică casei. Prea, te-ai fi sărutat cu ea sau nu? Da sau nu? Nu prea are relevanță, știi? Da sau nu? Te-ai aici fi o circunstanță, acolo e altă circunstanță. Poate a fost mai mult decât un sărut, noi de unde să știm? Da, afară a fost video off. Scuze. Mulțumesc. Adică nu poți să compari cu desenul, nu merge. Masajul se face peste tot. Da. Nu, eu vreau să scot în evidență că el este atras de ea, dar nu vrea să recunoască. Ok. Da, aici avem fiecare păreri. Ce să zic? Părerea ei și asta e. Dar n-ai cum să nu te simți atras de o femeie? Eu am arătat de cine s-a atras în fiecare zi. Oricum, bărbații fac diferență din câte ați observat. E una să mergi cu o doamnă, da, să faci masaj și alta să fii îndrăgostit. Deci asta vrea să puncteze Flaviu, din câte înțeleg eu, nu?